Așa, și m-auziți, da? Da. Așa, și mă gândeam la o chestie. Noi, dacă am avut startul foarte încet, practic s-au alergat două ture de teren și noi încă nu ne-am încălzit. Voi fiind un pic, din ce am văzut la ședință, că am fost la ședință și am luat un pic pulsul și ne-am uitat pe acolo și am zis, bă, cu cine să ne aliem? Când zic aliat, înseamnă să ne aliem pe termen lung, nu... Adică putem să câștigăm ambele familii. Pentru că, v-am zis și data trecută, nu vă considerăm și nu avem de ce să vă considerăm dușmani. Și ne-am uitat, erau de la ES, v-am văzut pe voi și mai erau doi băieți rătăciți pe acolo, clar, n-aveam ce să facem. Și zic, bă, ce facem, ce alegem, acolo sau acolo? Nu prea ne-a plăcut în partea cealaltă și am zis, bă, hai să alegem băieții ăștia. Am și vorbit cu voi, ne-a plăcut cum s-a vorbit, na, adică căutăm oameni maturi. Ideea pe scurt care este? Noi nu avem finanțe, suntem în curul gol. Voi de bine de rău aveți. Da. Am vrea să mergem și noi, dacă e, acolo pe insulă, ca mână de lucru pentru voi. Putem să vă ajutăm. Fii atent, care sunt condițiile, ți le zic pe toate, n-avem nicio treabă. Nu o să, prima condiție este, noi nu putem niciodată și nu avem de ce. Dacă vreți, facem și contract. Nu vom negocia niciodată contra voastră, adică orice vreți voi să vă luați, noi trebuie să vă susținem, că na, e normal să vă susținem în ideea aia, și voi pe noi cu ceva minor, îți dai seama, ca să venim și noi să nu fim berchea-berchea, știi? Da, da, da. Avem nevoie de barcă pentru început, ca să putem să venim și noi acolo, dube, hai să zic că o dubă, două, nu știu, să ne ziceți voi ce ne trebuie, să încercăm să vă ajutăm pe acolo. Familia noastră e formată momentan din vreo 10, care avem activi, o să fie 30 în curând. Ne ocupăm să vină, se mai schimbă, mai pleacă, na, știi cum se întâmplă. E băiatul de aici sau? Nu. Auzi, poți să reverezi o zonă, te rog? Du-te puțin, te rog frumos de aici. Uite, nu. Ata, uite, fost eu. Fost Furus. A salvății. Alo, da. Frumos să părăsim zona pentru că este o parcare privată. Mamă, voi pot să-mi parchez și o bici pentru aici? Nu. No. No. Uite, iară, stacoa e morții. Haideți, domnule, vă rog frumos. Hai, du-te, te rog puțin, că avem și noi puțin de vorbit. Mamă, uite, am fugit de aici. Mersi frumos. Salut, mă auzi? Băiatul. Nu prea ți-ai ales bine să dormi aici, că e parcarea la băieți. N-ai mă, tată, cum să dormi aici. Crede-mă că nu te lasă băieții să dormi aici și... Ai putea să găsești un alt. Poftim? Băi, treaba ta, eu zic frumos, băieții sunt mai răi așa. S-ar putea să dormi de tot. De ce nu vrei să înțelegi de vorbă bună? Nu se ceartă nimeni cu tine, te-am rugat frumos. O să-ți găsești și tu în seara asta, măcar o oră. Culcă-te și tu un pic mai târziu. Lasă-ne și pune puțin să vorbim și o să fie bine. Poftim? Ce zici? Păi da, lasă, discută niște lucruri pe care... Nu ar trebui să le audă toată lumea. Păi și tu ești aici. Asta ar trebui să fie problemă. Mersi frumos. Mersi frumos. Da, în fine, dacă putem să mergem în altă parte, undeva să vorbim. Da, acolo. Vezi că am dat în altă oa, am dat în altă oa. Nu, no, lasă că s-ar fi, dacă de dea la meu, cred că săream eu pe el. Nu, nu, nu. Îl doare găuzul ăla că-i sparte familia mă. Zi vărule ce te doare, bă. În pulă. De moate exact. Dar ce ți-am vorbit ceva bă, urât? Băi frate, ți-a vorbit urât, stai puțin, ți-a vorbit urât acum. Până acum. Care mă până acum, că acum ai venit. Aici a doua oară, nu se mai... Ia-mi cer scuze. De ce să-mi cer scuze? În limbaj. Cer scuze. Pentru? Pentru fața aia de conduci. N-auzi, poți să te întrerup și ceva? Vreau să... Vezi două bugate. De ce tu? Așa, și? Îi fac cu Sanderul ăsta la orice ori vreau. Hai,
bă, bă, băi, asta e maxim, eu zic să faceți o curță, neapărat. Da, mi-a plăcut gluma. Eu fac cu spatele. Hai scoate acum, îți face curs, hai. Mi-a plăcut gluma, hai, du-te de aici. Poți 100 de mii, poți să le mii că te fac asta? Mamă, 100 de mii, zi, mă. Parcare privată, mă, cava și... 100 de mii, ești de bun la cap. Mamă. Cheamă poliția, pune 100 de frate. Poliție, nu. Cheamă poliția și pune 100 de frate. Ia și tu. Da. Tot mort, singur. Lasă-mi am prins eu. La doua e căcat. Hai că noi mai pornește roba. Eu pe lege sunt de curozeta. Mare șmecher, mare interlop. Păi dă-te jos, e parcarea privată, pot fac ce vreau eu aici. Cine mă morții, mă, ești? Dacă vin acum, ia, vin cu trancan acum. Aaa, ce dracu mi se zis? Vin cu măta, mă, vin cu măta, mă, să-mi dea mai multă. Mă, ce dracu ai, mă, tată, mă, trezește-te, mă, du-te, mă, și spate pe ochi. Crezi că stau să-mi cumpere mașini scumpe? Bă, lasă banii, hai să rezolvăm ca pe stradă, dă-te jos, că vă că ești martori. Bă, uite, m-am băgat rozeta, m-am băgat rozeta uși. Ce, tu crezi că ești mic dacă sunteți 4 și 1? Bă, bă, te bat singur, te-am bat, te bat singur. Bă, bărle, te bat la ce oră vreau, ce singur. Hai, dă capă, mă, păi. Bă, ăștia le la chestii, nu știu cum la mea vor revisă. Bă, nu știu, fală, bă, din nevoie. Ce vorbește, mă, ăsta? O să pula mea să șetare în gură. Bă, nu se palme în gură de murită, înțeles? Ochelaristule, cu tine vorbesc. Cu tine vorbesc, ochelaristule. Cu mine vorbești? Da. Da. Bă, ce pula mea ești așa, ești mecher, mă, și ești pula mare. Păi, dar cine morți, mă, ești tu, mă? Cine morți, mă, ești? Cine? Tatu! Ești tata? Sau zeul tău, cum vrei tu. Zeul meu? Da. Ești o pula. Bine, ieși în pula mea de fraier, că nu te bagă nimeni. Bă, ieși în pula mea de fraier, mă, că te bagă. Bă, dar mai dați-vă, pula mea, ce pula mea, dai cu cuțitul în spate la magazin, căcacu, băgame și pula ta, tu și familia ta, dai cu cuțitul, nu? Cu tu zrasa mătii de fugiți, bă, fugiți. Așa, bagă-mi cum a tovar. Bă. Vorbește mortul, ia, uite-te și tu. Vorbește mortul, ce faci, mă? Veniți aici, în asta putinată. Hai, urcă-te mașină, hai mașină, trece mașină, trece mașină și hai. Urcă, galben, urcă. Hai sus, vină cu aici, vină cu aici. Ia-l mă și pe el, ia-l și pe el cu noi, urcă cu noi, vină la noi. Haide mă, dă-i de aici, dă-i de aici. Ușor, ușor, nu te grăbi, ușor, mergi normal, mă, mergi normal, galant. Este ca în GPS pe mașină, ia. Sună, frate, pe cine e. Să ne pai tăi, dacă ești să ne vedem unde. Dă-i îndată. Să ne vedem, să... Ușor. Uite-l. Păi s-a dus, dacă se duce în colo... Nu-l prind, sunt două. Nu-l prinde mult ăsta al meu. Da, n-ai cum să-l prinzi cu ăsta pe ăla. Pe al tău n-ai să-l... Mă duc și eu, nu știu, poate-l prind al tău. Ia uite-te și tu, față, știi ce scrie pe ziar. N-ai mă ce să le faci. Tot ei vin acolo, tot. Filmarea a fost aprinsă. N-a rămas nicio treabă, mă, tată, liniștit. Da, mă, cu ați ăștia, să stai să fii așa. Ușor. Ce dacă am scos cuțitul și i-am cuțit apoi aia? Văd că am GPS pe mașină. A început să dea băieți. Bă, nu știu, stai. A început să dea băieții noștri. Am scos cuțitul. Nu, s-a dus. Acum se întoarce. Hai, întoarce. A trecut de berărie. Dar tu poți să-l lași simplu, frate, fără mașină. Faci o schemă, ai închis ochii și la revedere. În fine, hai să vorbim de ale noastre, să continuăm, dacă îi cheamă și pe ai tăi. Așa, tu zic că comunic eu. Păi,
Na, ziceam să vorbesc de față cu toți. Hai stăm undeva, bagă undeva, da, să stăm liniștiți. Cu... Ideea este... A, nu mai e Ghost? Nu e acum. Așa, ei, asta era ideea, mă, să... Hai să mă dau și eu jos. Salut! 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 Am și o întrebare, de ce au murit în zona publică? În primul rând e noapte, e magazinul lor, de fapt să vorbească, că e magazinul lor, era parcare privată și băieții tot nu voiau să plece. Așa. Și au început și să dea atent, în... am încercat să facem, fii atent. Da, frate, avem filmare. Da, frate, avem. Admin, fii atent, vreau să vorbesc și la tine. Am încercat să rezolv totul IQ, sunt